Agromalim, un târg pentru agricultorii deștepți, după cum îl definește organizatorul, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, a ajuns la a 23-a ediție. Evenimentul se adresează fermierilor și reprezintă o bună oportunitate pentru stabilirea de noi contacte, informare asupra ultimelor noutăți în domeniu, promovare, lansare de noi produse și servicii. Anul acesta, la Agromalim, au expus 250 de companii care au ocupat la Expo Arad Internațional întreaga suprafață interioară de 3100 de metri pătrați, cât și suprafața exterioară de 25.000 de metri pătrați. Avem aici lângă noi o mașină de erbicidat. Ce ne puteți spune despre acest utilaj? Acest utilaj este un utilaj tractat, destinat în general fermelor de dimensiuni medii, deoarece are o capacitate a bazinului de 3000 de litri și o bară cu reglare hidraulică de 24 de metri. Este dotat de un computer care reușește să regleze cantitatea în funcție de viteza pe care o ai, în funcție de viteza de deplasare. Cum este piața acestor mașini de erbicidat la noi în țară? Fermierii le cumpără? Piața, pot să spun că în primăvara acestui an ne-a surprins și pe noi, printr-o cerere destul de ridicată. Am reușit să vindem 4 mașini autopropulsate de erbicidat și nu știu exact numărul celor tractate, dar datorită volumului de vânzări din această primăvară am devenit distribuitor exclusiv de Bargam în România. Din acest an? Din acest an, da. Și altceva ce văd aici, o remorcă? Da, noi încercăm să venim, motto-ul nostru, chiar dacă nu este scris, este gamă completă de utilaje agricole pentru sectorul cultură mare. Și în stand, după cum vedeți, ne prezentăm cu utilaje de prelucrare a sorului, transport agricol, erbicidat, fertilizat, semănat. Sunteți prezenți, cel puțin anul ăsta, cred că ați fost v-am văzut la toate târgurile mari și la Agriplanta. Cum vedeți aceste târguri? Fermierii vin, cumpără din târg sau la târg vin, se uită și abia apoi urmează negocierile, vânzarea? Da, târgurile sunt oportunități de prezentare a ta ca și dealer, ca și furnizor de utilaje agricole, dar tratativele se încheie după, întotdeauna după. Foarte rar, cu caracter strict excepțional, se întâmplă ca cineva să încheie un contract în târg. Dar sunt bune oportunități de a lua contacte noi, de a te prezenta, de a găsi clienți noi. Noi avem o rețea de vânzători care acoperă aproape toată suprafața agricolă a României și încercăm ca în fiecare an să unul dintre vânzători să aibă o demonstrație în câmp, în zona lui, în afară de târgurile la care participăm. Ce găsim aici la dumneavoastră în stand? Ca de obicei, toată gama de utilaje necesare agriculturii. Ce utilaje ați expus anul acesta la Agromalim? Deci oricum, Fogălul nu este specializat pentru prelucrarea solului. Aici avem partea de la pluguri până la pregătirea, inclusiv semănatul. Și căror tip de ferme, de fermieri ca dimensiuni vă adresați? În general sunt specializat pe ferme medii, putem spune la 1000 de hectare, dar avem și utilaje specializate pentru întreprinderi mari. În România există ferme, clasa mijlocie a fermierilor? Cam cum arată ea? Eu, din câte știu, ori sunt ferme foarte mici, ori ferme destul de mari. A început să se vadă și această clasă de mijloc? Da. În ultimul timp, cei care lucrează cel puțin 500 de hectare, putem spune că au realizat profituri. Deci asta, după părerea dumneavoastră, ar fi o dimensiune optimă? Da, dimensiunea optimă pentru mecanizarea este într-adevăr peste 500 de hectare. Ca să se poată dota cu utilaje, să poată să investească banii în tractoare și utilaje moderne. Într-adevăr, dacă ferma este mică, n-are cum să investească, n-are cum să se doteze.
care este cel mai, anul acesta, cel puțin cel mai bine vândut utilaj de la dumneavoastră? Ce ați vândut cel mai bine anul acesta? Deci, în afară de pluguri care sunt în tradițional de 18 ani pe piață, au apărut alte utilaje necesare care sunt foarte bine vândute în toată Europa și chiar în toată lumea, în Canada și în alte locuri. E vorba de grape de discuri scurte, care sunt foarte bine cotate și necesită un consum foarte mic de combustibil pentru pregătirea solului. Cum vedeți finalul acestui an pentru compania dumneavoastră, având în vedere condițiile, vremea care a fost, seceta? Noi n-am resimțit chiar așa mult la vânzări, pentru că oamenii au nevoie de utilaje totuși. Într-adevăr, nu au mai existat proiecte cu clienți care să cumpere 7 utilaje deodată, cum erau proiectele cu finanțare europeană. Acum se completează gama de utilaje, câte un plug, câte un disc, dar pe ansamblu putem spune că e exact ca anul trecut. Cam ce cifră de afaceri aveți? Deci anul trecut am realizat 8,5 milioane de euro, anul ăsta stăm pe 6, probabil ajungem iar la 8 până la sfârșitul anului. Ce găsim aici în stand la dumneavoastră la Agromalim 2012? Anul acesta am adus încărcătoare frontale și telescopice Weidemann și tractoare Massey Ferguson. În cadrul încărcătoarelor Weidemann am adus și o volă mai mare care este destinată lucrărilor mai grele, încărcării de cereale, lucrărilor de teren, pământ, nisip. Am avut și anul trecut un astfel de model, am văzut că este cerere pentru el. Celelalte modele sunt poate puțin mai cunoscute pentru cei care frecventează mai des târgul. Sunt încărcătoare articulate, încărcătoare care au și șasiu fix, dar cu direcție și transmisie integrală. Există cerere pentru astfel de utilaje și ce segment al fermierilor cumpără astfel de utilaje? Am început să promovăm aceste utilaje în urmă cu 10 ani și am observat an de an că creșterea cererii a fost pronunțată și fermierii s-au obișnuit cu astfel de utilaje. În vest pot să zic că fiecare fermier are așa ceva. Am avut chiar clienți care au spus că sunt puțin cam scumpe, nu știu la ce o să le folosească, cum își amortizează cheltuielile, dar după ce am discutat cu ei, toți au fost foarte mulțumiți și s-au obișnuit atât de mult cu ele, încât chiar dacă ar sta utilajul o zi, parcă ar fi legați de mâini și de picioare. Deci, efectiv, sunt foarte utile. În ce fel de ferme? Clienții, în principal, sunt cei care lucrează în zootehnie. Vorbim de utilajele articulate, cele mici, care trebuie să intre în graj, să fie foarte manevrabile, foarte robuste, stabile. Iar cele mai mari sunt destinate clienților care lucrează în cultura mare, care încarcă cereale, iar sunt unele modele universale, cum ar fi un 45-12 sau 60-25, care sunt destinate micilor fermieri sau fermierilor puțin mai mari, dar care au nevoie de un utilaj universal. Ați spus că fermierii spuneau la început că prețul, că sunt utilajele cam scumpe. În cât timp se amortizează investiția într-un asemenea utilaj? Din punct de vedere contabil, în 7 ani, dar din punct de vedere al utilizării, depinde și de ordinul de mărime al fermei. Însă am observat că fermierii chiar nu și-au pus problema asta a amortizării. Din prima zi în care au început să lucreze cu utilajul, au fost foarte mulțumiți, deci nu a fost cazul să se amortizeze, să zic, pe hârtie. Fără un astfel de utilaj, cu ce lucrează? Eu știu, ce folosesc în fermele lor? Forța brută, forța manuală. Ce, dacă faci un calcul, e mai scumpă? Da, într-adevăr, și pot să vă spun că în ultimul timp mulți fermieri se plâng de faptul că nu prea găsesc muncitori. Este chiar greu să găsești muncitori care să vină constant la lucru, da? Au fel și fel de pretenții, nu lucrează, după aceea nu îi găsești. Este dificil. În schimb, dacă ai un astfel de utilaj, ești mult mai repede gata cu lucrul, ai nevoie de mai puțini oameni și faci o lucrare mai bună.
Ce tractoare ați adus aici la Agromalim 2012? Am adus tractoare masei Ferguson. Noi suntem reprezintăm firma Austro Diesel. Și aici suntem prezenți la acest târg, la Agromalim, suntem prezenți prin dealerul nostru Technodiesel, care l-ați avut puțin mai devreme plăcerea să-l intervievați. Am adus tractoare de la puteri de 70 de cai până la 370 de cai putere. Gama noastră de tractoare, întinzându-se pe o, având o paletă foarte mare și o gamă foarte mare de puteri. Am adus și vârful de, să zic așa, vârful de lance al lui Massey Ferguson, tractor de 370 de cai putere, care sperăm noi să prindă la agricultorii care au suprafețe foarte mari, mai ales că este un tractor foarte economic. Noi propunem un sistem, de fapt două sisteme integrate al acestui tractor, motorul SISU cu AdBlue, cu SCR, care nu necesită niciun fel de întreținere și numai o alimentare corectă cu AdBlue. Și al doilea lucru care îl are ca și avantaj este un management integrat al transmisiei și al motorului, astfel încât transmisia schimbă treptele singură, astfel încât să mențină turația motorului constantă și acest lucru ducând la un alt consum redus de motorină. Per total, ajungem la un consum mai redus cam cu 16%, dar poate crește dacă tractoristul îl folosește corect. Dacă fermierul vrea să nu aibă foarte multe, nu știu, să fie mecanic și nu oferiți și asemenea tractoare sau sunt super dotate cu GPS, cu tehnologie de ultimă generație? În general, Massey Ferguson este un pionier în ceea ce privește tehnologia tractoarelor propuse în design, cam peste tot. Și din acest motiv, noi nu prea mai aducem, de fapt, în gamă avem numai seria 3600 care este mecanică, care se pretează foarte mult pentru vie, dar în rest poate sunt semi-power shift sau cu transmisie fără trepte din AVT. S-au obișnuit fermierii noștri, sau mai bine spus, știu să lucreze cu asemenea tractoare? Da, da. Păi, nu numai noi propunem aceste transmisii, dar la noi sunt numai acestea oferite. Deci, nu știu, nu cred că există în ziua de astăzi un fermier în România care să nu știe să lucreze cu aceste tractoare. Mă referam mai mult la partea de service, pentru că și aceste tractoare trebuie întreținute, trebuie curățate după ce sunt folosite în câmp unde e praf. Respectă toate aceste instrucțiuni fermierul nostru? Și da și nu. Depinde de fermier. Ca peste tot. Nu numai la români este... nu se întrețin tractoarele, să știți. Deci nu. Sunt în toată Europa și toată lumea. Depinde foarte mult de om, de mecanizator, de fermier, de la om la om. Pentru care puteri este cererea cea mai mare în momentul de față la noi în România? Peste 200 de cai putere. Încep să se fie din ce în, să fie de fapt să fie din ce în ce mai puțini oameni disponibili pentru aceste utile, pentru lucru în agricultură, foarte puțini, din ce în ce mai puțini oameni capabili să lucreze și atunci se extinde, se mărește, să zic așa, randamentul tractorului. Se vrea un tractor cât mai mare, cu un tulaj cât mai mare în spate, astfel încât să facă cât mai multe lucrări cât mai repede, pentru a suplini numărul mic de mecanizatori. Ce găsesc fermierii în stand la Munax, aici la Agromalim 2012? Le oferim fermierilor o gamă largă de utilaje, piese de schimb și servis. Ce anume, ca noutate, aveți pentru acest stand pentru fermieri? Avem o versiune îmbunătățită a culegătorului de porumb Berco, care este o sculă ușor de administrat și cu productivitate mare. Avem echipamentele Crone, prese, greble, balotiere, echipamente pentru clasorului Framești Reptil și, în cele din urmă, tractoarele Landini, versiunile îmbunătățite. Ce înseamnă versiunile îmbunătățite pentru fermieri? O altă normă de poluare, o accesorizare mai mare și tractorul pentru vie și pomi Rex, care a fost tractorul anului în 2010. Există cerere pentru la noi în țară pentru aceste tractoare pentru vie, pentru pomi? Da, a început să fie cerere. Cei care lucrează în viticultură încep să fie specializat, iar un tractor multifuncțional cu putere mare este o sculă foarte potrivită pentru
pentru ei. Care sunt cele mai vândute utilaje de la dumneavoastră? Sunt utilajele din gama Crone, tractoarele Landini, în special cele de 100 de cai putere, și utilajele de prelucrat usorului Flamești și culegătorul Berco. Cum arată în momentul de față piața, având în vedere seceta și ceea că a fost un an greu pentru agricultură? În pofida anului greu, foarte mulți dintre clienții noștri au întâmpinat dificultăți în ce privește sporul de producție, cererea de utilaje a început să crească, în orice caz mult mai mult decât anul trecut. A rămas o constantă la piețele de schimb, deoarece foarte mulți preferă să repare decât să achiziționeze utilaje noi și noi sperăm ca până la sfârșitul anului această cerere de utilaje să își păstreze ritmul. Pe proiecte europene, pe leasing sau cu banii jos, care-i volumul vânzărilor, pe ce se vinde mai bine? Cam toate trei. Din păcate, proiectele europene anul acesta au înregistrat un ușor regres. A crescut foarte mult leasing-ul. Și credeți că anul viitor va fi altfel? Ar trebui ca aceste măsuri, proiectele europene, să fie sesiunile de depunere a proiectelor mai dese? Da, noi considerăm că sunt o sursă de finanțare foarte bună și scurtarea duratei de finanțare ar aduce un beneficiu atât fermierului cât și nouă comercianților de utilaje. Sperăm că anul viitor să fie mai multe fonduri disponibile pentru proiectele europene. Deja am văzut că la rectificarea bugetară 60 de milioane de euro au fost alocate pentru irigații, ceea ce este un lucru bun, având în vedere schimbările climatice din ultimii 2 ani.